Micii notători de la Școala Generală numărul 8 se află într-un program intensiv de antrenament pentru cel mai important concurs de până acum. Elevii sunt atent monitorizați de antrenorul Carmen Sima. Competiția va avea loc în bazinul sălii Floreasca din capitală. Concursul se va desfășura pe categorii de vârstă, iar stilul de înot va fi ales de către sportivii participanți. Este o provocare pentru notătorii giurgiuveni, având în vedere că nivelul participanților este unul ridicat. Este un concurs mai serios față de ce am avut până acum, față de ziua Dunării sau ziua Alexandriei. Am găsit concursul postat pe net și ne-am înscris și noi cu grupa de performanță, pentru că avem o grupă de performanță formată din cei mai buni copii de la clasele de not, atât de la clasele de not cât și de la celelalte clase. Copiii, zic eu, că sunt pregătiți. În scurtul timp care l-am avut de când s-a dat apă în bazin, de la 1 octombrie, am făcut grupa de performanță cu care lucrez marțea și joia câte o oră, că mai mult nu putem. Și am lucrat cu ei. Concursul de la București se desfășoară cu taxă de participare. Din păcate, școala pe care cu mândrie o reprezintă micii înnotători nu a găsit fonduri prin care să le suporte cheltuielile. Așadar, au căutat înțelegere în altă parte. Deocamdată, părinții vor suporta cheltuielile. Asociația de părinți a școlii și-au asumat această responsabilitate. Ne vor ajuta, dar a fost în foarte scurt timp, aseară, s-a aprobat să ne susțină financiar. Ultima competiție la care au participat înnotătorii școlii numărul 8 a fost una interjudețeană și s-a desfășurat la Alexandria, în județul Teleorman. Acolo sportivii giurgiuveni și-au adjudecat toate medaliile de aur acordate în concurs.